ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult, mult drag! Zidana Ozacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna. Dragii mei prieteni, ia uitați-vă și am eu aici. Ia uitați-vă. Deci, cu siguranță nu înțeleg ce este, dar eu am să vă spun, da? Sunt coți de păpădii. Ia uitați-vă. Floarea de păpădii, ia ca se vede foarte bine, care e deja înflorit și s-a uscat. Cozele de păpădii sunt foarte bune pentru a omorâ celule cancerogene. Cu siguranță cineva din voi spune, ce înseamnă zidana? Eu am să vă arăt. Noi avem păpădia, frunză, floare, chiar și coada. Coada este aceasta, dar chiar și rădăcina. Toată floarea de păpădii, deci ea să mănâncă. Chiar se face, dragii mei, pe din cafea. Astăzi vă arăt cum să faceți un ceai verde sau cafea de păpădii. Ea este foarte bună pentru curățarea ficatului. Ea este foarte bună, deci, pentru piele. Bună ziua, dragii mei prieteni! Îmi lași un comentariu din ce țară mă privești și din ce oraș. Dragii mei prieteni, cu siguranță ați văzut ce înseamnă păpădii, dar unele din păpădii, dacă crește la loc umbros, e crește cu coada ei, deci, mai mare. La noi se numește păiuș de păpădii. Dar, să luăm la drept, aceasta este, deci, floarea de păpădie, tot cu tulpină, coada, da? Așa se numește, da? De păpădie, vă arăt mai aproape, ia uitați-vă, da? Și se mai numește dușmanul celulei cancerogene. Ia uitați-vă cât am eu și de ce am uscat, da? Dragii mei prieteni, o suc, una câte una, da, mă duc să ne le culeg, ne le stăm pe deal, și o suc, uitați-vă, și culoare cafenie, aurie, da, deci are. N-are cum să fie neagră, n-are cum să fie verde, n-are cum să fie albă sau alte culori închise, mucegăite, nu. Codele de păpădii sunt foarte bune pentru a face ceai verde. Chiar și frunzele, tu dacă le usuci, da, la fel sunt foarte bune. Ia uitați-vă, deci, cum arată, deci, o păpădie care eu o scot cu hârlieț și o usuc. Rădăcina este foarte bună pentru a o pune în rachiu pentru cei care suferă cu boli de oncologie. Ceaiul este foarte bun pentru detoxifierea corpului. Este foarte bun pentru boli de piele. Dragii mei prieteni, din păiușul de păpădie care l-am eu astăzi, să știți că este foarte bun pentru gută. Pentru persoanele ce ne suferă de gută. Păpădia, dragii mei prieteni, face miracolul. Pentru, sau planta numită medicinală, da, comestibilă. Dacă vrei să slăbești, bei ceai de păpădie. Dacă vrei să elimini sarea sau apa, excesul de apă din organism, deci bei ceai de păpădie sau cafea. Dacă ai căderea de părului, bei ceai de păpădie. Dacă ai probleme cu ochii, cu văzul, bei ceai de păpădii. Deci această plantă, care o numim noi păpădie de deal, ea se consumă, deci frunzele, în formă de salat, cu ulei de măsline și cu usturoi. Ea este numită ca antibiotic, deci natural. Dar păpădia, dragii mei prieteni, foarte bine ajută când noi avem infecții în corp. Orice tip de infecții, da? Dacă noi vorbim de chisturi la ficat, dacă noi vorbim de chisturi care persistă la renichi sau chisturi ca miomele pe uter, multe femei au deci această problemă, da? Sau chiar infecții urinare. Să știți că ceaiul de păpădie este formidabil. Dragii mei prieteni, eu le-am cules când erau verzi și le-am uscat așa, în stocuri, ia vedeți? Așa îi spune la noi, în stocuri, ia vedeți? Și cum fac eu? Deci eu, pe o coală albă, pe o foaie albă, deci așa, stocul de păpădie și îl tai cu un foarfici în felul următor. Ia vedeți? Ultimii, se mă întrebe unele persoane, Zidana, poți să le usuc în cuptor? Nu. Cel mai bine le se usucă, deci, la loc umbros în pod, fiindcă deja, dacă tu le arzi, o temperatură la cuptor, poate fi temperatură de 90-120 de grade, deja nu mai are acele priorități bune, proprietăți, ca vitamin, fiindcă are foarte mult calciu, are foarte mult caliu pentru dureri de oase.
ea are vitamina, din toate tipurile de vitamina ABC, care curăță deci ficat. În felul următor, dragii mei prieteni, ia uitați-vă, da? Și, deci, când e vorba ca să facem, deci, un ceai. Cum facem ceai? Că multă lume întreabă, Zidana, deci, cum faci ceaiul de păpădie? Ia uitați-vă cum eu, deci, am strâns frunzele. Mai bine spus că nu sunt frunze, dar sunt cozi de păpădie, da? În felul următor, așa ne le tai. Ia uitați-vă, dragii mei prieteni, da? Așa. Ia că se sunt ceaiul verde de păpădie. Cum îl bem? Câte o linguriță, două pe zi, într-o ceașcă. Așa, că multă lume se întreabă dacă eu am hepatita A, B, C sau hepatita Delta, cât ceai poți bea? Un litru jumate pe zi. Dacă tu ai kilograme, deci normal. Dacă tu ai kilograme în plus ca 10, 20, 30, 40, 50, 60 kilograme, atunci trebuie să bei cam 3 litri pe zi. Am pus, deci, ceaiul verde de păpădie și am turnat apă peste ea. Apă clocotită, dragii mei, poți să-l bei, deci, toată iarna. El nu are contraindice. Ia uitați-vă, da? Le lași câteva minute, deci, ca să infuzieze, trebuie să pui apă clocotită. Și apoi bei această cafea de păpădii, se mai numește. Este foarte bună, naturală. Și să mă întreb, Zidana, deci la ce este mai bună? Deci cozile de păpădii care eu vă mai le arătați astăzi. Dragii mei prieteni, la căderea părului. Pentru femeile care are alopecie. Ce înseamnă alopecie? Este o boală care nu crește părul sau care, deci, cade părul. Mai cade el de la stres. Este foarte bună? Deci, cozile de păpădie, da, pentru glanda tiroidă, că la fel, deci, curăț corpul. Uitați-vă cât de minunat, da? Mulți medici, da, îi spune ca un hormon natural, ca să știți, da? Dar ei este dușmanul cancerului. Păpădia, care crește pe voi cu o linie, numai nu unde trec mașinile autocar, da? Dar din păduri la umbroase, locuri umbroase, deci este bună, deci pentru cei care suferă cu bolile de cancer. Ia că tău, da, cum este la mine, deci verde, floarea deja s-a scuturat, eu v-am strâns și floarea, v-am arătat, da? Dar ia uitați-vă, păiuș de păpădii, coți de păpădii, care poți face ceai, cafea, deci cu ea. Cum le păstrezi? Le tai așa? Și le pun în borcanele, în felul următor, da? Și când eu am nevoie de o ceașcă mare de ceai, adică eu nu iau din pachetele, da? Dar eu, deci, îmi iau din păpădie, pot să le combin cu frunze de urzică, pot să le combin cu flori de sunătoare sau alte tipuri, deci, de flori. În felul următor, dragii mei prieteni, bună ziua, dragii mei prieteni, distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe, da? Să ajungă la toată lumea. Ca să vadă, să bea ceai sau cafea de păpădie, ele se vând și în pulbere. Să știți că eu am văzut să vând în pulbere, să vând în capsule, să vând în praf. Dar nu are rost ca voi să le cumpărați, să dați o sumedenie de bani pe dânsele, dacă voi singurei, deci pot să vă le cumpărați. Numai trebuie să vă duci, să le strângeți. Și atât, ia uitați-vă, da? Ei este foarte bun, așa se numește ceai sau cafea de păpădie. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi. Numai bine, vă iubesc și fiți sănătoși, fiindcă sănătatea e foarte important. Să nu uit să vă spun, să știți că cozile de păpădie ajută persoanele care au constipații, fiindcă ea scoate infecția din organism. Cu voi a fost medic naturopat Zidana Uzacuna. Vă salut cu mult drag, sănătate să aveți!